Dragi salariați, dragi voluntari, dragi colaboratori, iată ne-a ajuns în ajunul Crăciunului anului nou. Mai avem câteva zile, va să se nașterea Domnului și după aia vom trece în nou an 2017. Așa cum obișnuim de câțiva ani, prin anumite activități, ne luăm rămas de la vechiul an și întâmpinăm cu bucurie noul an. Tot astăzi vom desfășura și ultima activitate a casei și am ținut să o facem împreună cu salariații și anume lansarea numărului 33 a revistei Viața Noastră. Înainte de a trece la lansarea acestei reviste, am să rog pe inimoșii copii de la Banca să ne încânte cu melodie de sărbătoare. Salariaților și nu numai cuvintele de evidenție cu ocazia Crăciunului și anul nou din partea fotocopiatului Bădane. Stimate domnule președinte, stimați domnilor conducătorii casei de ajutor GECO, colaboratorilor, lucrătorilor colaboratorilor și în ultimul rând, dragi copii. Vedeți dumneavoastră, de fiecare dată bilanțul se face de Crăciun. Și bilanțul după un an de eforturi, de trudă, se face cântând colinde. Tocmai pentru a arăta că taina care se transmite prin sărbătoarea Crăciunului se descoperă nouă celor muritori, pentru care, de altfel, însăși taina este taină. Într-adevăr, dragi copii, mă adresez vouă să știți că aceste momente sunt cele mai plăcute din viața voastră și peste timp, când veți fi ca și noi, mai ales dacă îmi permiți, domnul profesor, această carte, eu când am văzut coperta aceasta foarte inspirată a celui care a gândit-o și a ales această ningere de înțelepciune și ani peste capetele celor care au fost, sunt și vor fi și în această casă de ajutorii și trofii din Acuza Bârlad. Ei au construit România. Sunt cei pentru care voi, cărora voi, astăzi, le datorați faptul că sunteți fără griji, fiindcă chiar dacă ar fi, nu le percepeți, sunt cei cărora voi astăzi le datorați faptul că așteptați cu nerăbdare ceea ce urmează să vi se ofere, sunt cei care și cărora și noi le datorăm faptul că putem și în același timp trăim această bucurie de a fi împreună oriunde acolo
dragoste de neam și țară și credința ne adună. Și un astfel de loc este și casă de ajutor reciproc. În același timp, aici în mesajul domnului președinte final pe care l-a citit distinsul domn profesor Gruia Novac, spune acolo că anul 2017 să fie mai bun decât cel care a fost acum. Domnule președinte, mă adresez dumneavoastră să dea Bunul Dumnezeu ca în fiecare an să aibă casă de ajutor și proca activitățile și roadele pe care le-a avut anul 2016. Și spun aceasta nu în necunoscut de cauză, ci zic eu în cea mai mare parte, cunoscând activitatea casă de ajutor și proc, atât pe tărâm social, cât mai ales pe tărâm cultural. Sigur, singura instituție unde toate aceste activități sociale, culturale, naționale, patriotice, sunt bine îmbinate, sunt armonizate și mai ales concentrate. Și această revistă concentrează o astfel de activitate. De aceea mă onorează și în același timp mă și obligă faptul că fac parte din acei colaboratori ai casei de ajutor reciproc. Și lucrul acesta, de ce nu, având un astfel de exemple, cum este un domn profesor Gruia Novac, cum este domnul președinte, cum sunt domnii consilieri de la comitetul de director, cum sunt toți colaboratorii de aici, și mai ales distinția pe care dumnealor o oferă celor care depășesc pragul acestei case. Acordă chiar o distinție, cum spunea cineva, există o anumită noblețe aici, care se transmite și care se trăiește. Cei care nu o simt, trebuie să o vadă. De aceea vă felicit pe toți și de ce nu, dați-mi voie ca să vă provoc la un colind. Sunteți de acord? O, ce veste minunată îmbetrem și salată și Doamne ajută! Mulțumim, Părintele Protopop, și am să rog pe un alt colaborator al casei și membru, ex-comandantul Poliției Municipiul Bârlad, domnul Vasile Chelaru. Mai bine toate, bună ziua tuturor, colaboratorilor, participanților la activitatea de astăzi, invitaților, singurului președinte și celor care lucrează în această instituție. De fapt, mesajul meu este al unui om, al unui bârlădean, care pășește de fiecare dată cu mare satisfacție, cu mare plăcere, pe poarta și pragul acestei instituții. De fiecare dată și mai ales astăzi, mă bucur să revăd chipuri prietenoase ale celor care lucrează aici, chipuri frumoase ale copilor care ne cântă cu colinde sau cu alte melodii, care de obicei vin în sala de sus, în sala Alexandru Ion Cuza acasă. Și desigur, mă bucur foarte mult să revăd chipuri ale bulădenilor cu care ne intersectăm deseori pe stradă. În aceste frumoase zile și în preajma sărbătorilor care cu magia și cu farmecul lor aparte le așteptăm și le dorim, eu îmi doresc ca toți să fiți ocrotiți de necazuri, stele frumoase și luceri să vă călăuzească pașii către cele mai înalte culmi ale împlinirii profesionale și sociale. Îmi doresc să aveți liniștea sufletească în familie, dragostea celor din jur, respectul celor care ne înconjoară. La mulți ani tuturor! Din partea sucursalilor vreau să ne spună câteva gânduri la sfârșit de an.
doamna profesoară Grigore Doinița, care a venit cu acest minunat copii, propunștit dumneavoastră și directoarea școlii din Gara Banca. Îi urăm succes în continuare și să țină tot așa. Vă mulțumesc, domnul președinte. Pot să spun că mi-ați făcut-o. Nu m-am așteptat, dar așa este, domnul președinte, spontan și trebuie să facem față provocărilor. Ce să vă urez la sfârșit de an 2016 și început de an 2017? Să fim sănătoși, să aveți sărbători frumoase, să vă bucurați de tot ceea ce este bun în viața dumneavoastră și exact cum se spunea un pic mai înainte, dacă avem un grăunte de șansă lângă noi, atunci putem spune că Dumnezeu ne iubește și ar fi bine ca toți să ne oferim dragostea unul altuia și să ne manifestăm sentimentele de iubire pentru aproape, pentru că asta este cel mai important. Pentru că sărbătorile, asta înseamnă să fim unii cu alții, să ne bucurăm unii cu alții și să fim cu toții împreună. Iar acest lucru îl datorăm domnului președinte, căreia i-am spus odată, domnul președinte, vă mulțumim că ne adunați, că suntem cu toții și că ne bucurăm împreună. La mulți ani și multă sănătate! Vă mulțumim și acum să ascultăm câteva colinde și obiceiuri de anul nou, interpretarea copiilor de la școala Gara Banca. Vizionare plăcută!
și prin brad asemănat cu mărunt și gru de vară, că da Domnul să răsare și pe lucru a sfârșit, dată mare s-a stănit, lucruri mare pe pământ și ploi multe după vânt. Pământul s-a răcorit și sămânța a colțit, ca lună la săptămână își umplu cu aur mână. Și se duce ca să vadă, că i-a dat Dumnezeu roadă, și de grâul răsărit, și de ispicul aurit, ea a mai luat la mări și la căi, cu pomniți în vicea lui. Yeah.
de somn. În stursa de garabat ne-a spart capul cu lopat. Vai din milicea pățe, pur și mie s-a bolnăvit. Nu știu, Doamne, ce să-i fac. Să iau sânge de la cap, de la cap, de la chișor. Eu mă te cum și mor. Dar boala lui eu știu, păi el cu rachim. Dar boala lui eu fac, păi el cu conia. Saltă, saltă pe șomar, ca pastorea pe herar. Saltă, saltă cât pădurea, cât îi vadă toată lumea. I-am adus cu căruța, urșinii i-am cumpărat, 10.000 pe i-a dat. Și cu mine i-am luat la fetii de mărita. Salută-l frumos pe domn, ca să scoată milion. Salută-l frumos pe domn, poate da mijea. Ursul nostru din păcat vă urează la mortar. Mulțumim ursilor și vreau să ascultăm în continuare câteva melodii. Și vreau să aduc o mulțumire specială domnului Ioan Spătaru, sufletul acestei orchestre. Eu l-am cunoscut de când era la Vișoara, ca primăria la abandonat. Și atunci s-a găsit locul la banca, datorită primarului Vasile Bunătoru, care îi transmit în mulți ani prin temelul acestui microfon. Și vreau să-i transmit lui Vasile sănătate și tot ce dorește și în continuare să o mențină până în 2050.
Thank you.
început o să pogorât și într-o fecioară s-a sălășluit. Erurem, erurem, erure, 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 mânerui Domn din cer, de la răsărit magia au venit. Iar pe scaun cine șade, iar pe scaun cine șade, colindele Doamne, șade, șade, Maica Sfântă, șade, șade, Maica Sfântă, colindele Doamne, cum fiuț frumos în brațe, cum fiuț frumos în brațe, colindele Doamne, fiul plânge, Maica-i zice, fiul plânge, Maica-i zice, colindele Doamne, taci fiule, taci dragule, taci fiule, taci dragule, colindele Doamne, că ție mama ți-a dare, că ție mama ți-a dare, colindele Doamne, două mere, două pere, două mere, două pere, colindele Doamne, și te jucă rai cu ele, și te jucă rai cu ele, colindele Doamne, și cheile raiului, și cheile raiului, colindele Doamne.
și deschide și închide și deschide și închide colindele, Doamne, Dumnezeu prea Sfântul, colind în pământul, a vrut să nu mai fie potop și urgie, El făcut lumină blândă și zenină și își trimise Fiul să alunge pustiul. Fiul se întrubează, lumea luminează, Fecioara Maria naște-pe Mesia. Dumnezeu prea bunul ne-a trimis Crăciunul cu har și bucurie și aici să fie. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăim. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăim. La mulți ani să bună seara, dragi copii! Bună seara, dragi părinți! Bună seara, bunici și străbunici! A intrat în tradiția casei, ca în preajma sărbătorilor de iarnă, să sărbătorim Crăciunul și Anul Nou, precum și pe copii care așteaptă cu drag moșul. Sfintele sărbători de Crăciun și noul an 2017 să vă aducă tuturor în suflete și în casă lumina lină a speranței, bucurii, sănătate, putere de muncă și multe satisfacții alături de cei dragi. La mulți ani, la mulți ani Crăciun și Anul Nou, la mulți ani tuturor! În această seară, până la sosirea moșului, veți viziona un mic spectacol, toate colaboratorii noștri, respectiv ai casei noastre, grădinița numărul 2 și grupul Ai Hui. Și pentru ca totul să decurgă normal, am să dau cuvântul distinției noastre profesoare, Mihaela Oprea, care s-a ocupat de organizarea acestui spectacol. Bună seara și bine ați venit în casa noastră, în casa atât de călduroasă și de primitoare. Și ca să nu mai ținem foarte mult acești pitici frumoși, să-i ascultăm intonând următoarele piese. Astăzi s-a născut Hristos, am plecat să colindăm și soșcova copiilor. Doamnele? Să-i aplaudăm! Să-i aplaudăm și încurajăm! Lăudați și cântați și vă bucurați, s-a născut
mulțumim acest pui de români. Și acum vreau să vă întreb eu ceva. Pe cine așteptăm noi să vină cu nerăbdare? Pe cine? Dar să știți că moșul nu vrea să vină. Dar știți de ce nu vrea să vină deocamdată? Pentru că noi am cântat Moș Crăciun cu plete galbe. Cântăm? Da! Sigur? Da! Și părinții? Da! Și bunicii? Da! Toată lumea? Da! Ia să auzim! Moș Crăciun cu plete galbe a sosit pe prima mes și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Dar de ce sunteți așa de frumoși? De ce sunteți așa frumoși? Ia spuneți-mi. Să colindăm. Să colindăm. Da? Și pe cine colindați? Pe mine. Pe mine? S-ați cântat sau n-ați cântat? Da. Și nu mai cântați ceva? Rapid, de moșul lui. Da. Ce cântați? Ia să aud. Cum te cheamă pe tine? Cum te cheamă? Hai spune, hai spune. Să mă cheamă Irina. Irina, bravă! Irina! Eu știam că te cheamă Irina. Nu mai spuneți cum vă cheamă, că eu știu pe fiecare cum vă cheamă, că părinții voștri au trimis cu o scrisoare cu tot ce doriți. Și o să vă dau în seara asta. Cu tot ce doriți. Vă place Cârzana? Da! Eu cânt în care mă sprijin, nu-mi fac pe nimeni. Uite, am și clopoțel. Da? Ce-mi cântați? Ia cântați ceva! Părința lui ce-ai sărut și părinți? Astăzi s-a născut Hristos, Mesia din rușinos, lăudat și cântat și vă bucurat! Lăudat și cântat și vă bucurat! Bravo! 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 Îi mulțumim moșului. Mulțumim moșului. Și îl rugăm să rămână alături de noi. Grupul Haibui o să vă interpreteze piesele de Crăciun. A venit iarna. Și sus la poarta raiului.
cântă, să mai cântă. Bravo! Mulțumesc! Foarte să trăiți!
O invităm acum pe Marta Siria. Lângă moșu. Să cânte un colin. Sfânta Maica lui Iisus. Apoi trebuie să cânte și despre bundița cea frumoasă pe care o are pe ea, nu? Așa-i, doamnă, așa-i. Adică și-a făcut bundiță nouă. Așa-i, așa-i. Ia să vedem. Eu când de bundița l-am auzit când eram eu tânăr. Sfânta Maica lui Iisus, ca de loc în jos în sus, ca de loc să odihnească și pe Fiul Sfânt să nască. Intră-n curte la omul și cată pe moș Crăciun, dar pe moșul nu zarește și pe cali rata ce știi. La un graj de bășoasăște și în iesli poposăște. Boii prin gură suflau și pe Maica o încălzeau. Boii care și fiind consilier aici, doamna Veruța. Să trăiască doamna Veruța! Aplaudați-o, că-i sâmbră femeii consilieri din țara asta, ia uite! Trebuie să vă o să transmitem un mesaj tuturor, iar acel mesaj este că de Crăciun trebuie să fim mai buni. Printre zări se lasă în serara, mă-ntorc cu sufletul din nou acasă. Sunt copil și încerc din nou.
De la altar este icoana cu Maica Domnului și cu Fiul ei. Ce ați văzut acum cântând, a cântat mama și Fiul. Tare frumos și pe înțelesul dumneavoastră. Să ne dea Dumnezeu sănătate și așa cum ne spune Doamna și cum ne-au spus și copiii. De Crăciun să fim mai buni. E veselie și e cânt în casa ta acum, dar nu uita ca de Crăciun române să fii bun. Să vă dau Dumnezeu sănătate, mă bucur că v-am găsit aici, mă bucur că v-am cunoscut, mă bucur că am putut să dau câte ceva acolo la copilașii dumneavoastră. Să-i țină Dumnezeu că ei sunt viitorul țării ăștia care mi s-a spus că încă se cheamă România. Nu știu dacă știți. România se cheamă țara asta și să dea Dumnezeu încă 2000 de ani de acum încolo tot așa să se cheamă. O aplauz eu! Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mie să-mi dați voie să plec de acum, că mă mai așteaptă și alții. Nu mai început să știi și o poezie? Ia-ți mă! Un microfon pentru Pavel. Vreau la microfon să spuneți, Pavel, de toată lumea, chiar tare nu poți mai spune. Ia spune poezia, ia. Noi astăzi așa. V-am invitat să participați și voi la primire numată pe care cărți vom face. Așa. Bravo! 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 Uite așa!
Noi suntem ca gândăcei și ca fulgii de zăpadă, suntem oricât că părinții au venit ca să ne vadă. A venit și Moș Crăciun, moșul drag și scump și bun. El aduce la copii să cintrește jucării. Bravo, bravo! Uite, deocamdată îți dau un cadou, ia spune-ți întâi poezia și spune lucrurile. Dar să răsunem voi, clinchete de zurgălăi, clinchete de veselie, pentru anul ce o să vie. Să crească belșug în țară, câte floare în primăvară și floare în grâng la vară, sănătate și zâmbate, câte fete sprâncenate. Bravo! Și acum cântece! Să-l aplaudim! Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos în vază, pe Hristos în vază. Și dacă porniră, îndată-l găsiră, la dânsuri intrară și se închinară, și se închinară. Cu daruri vestite, în Hristos menite, duc în fiecare, bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și la noi să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Aici era vorba de mine. Mulțumim frumos! Și vrei să ne-l cânti? Ia-ți! Dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm, am plecat să colindăm, dom-dom, să-nălțăm. Nu s-a acasă. Când boierii nu s-a acasă, dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm, dom-dom, să-nălțăm. Să mânge cu privoare, dom-dom, să-nălțăm. Să mânge cu privoare, dom-dom, să-nălțăm. Să mânge cu privoare, dom-dom, să-nălțăm. Dom-dom, să-nălțăm. Căprioare ne-au vânat, dom, dom, să înălțăm, și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm, și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din de-aia lui, dom, dom, să înălțăm, veșmânt frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt frumos Domnului, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Bravo! Pana nouă pălării și cu venute de pătat, păcării pe Dumnezeu, că pândurii nu se grădă. Dar din ghiozdan ce artă, ca o pilice de tur, codița scoate să ia aer chitibuș. Ia, bravo, bravo, foarte frumos! Și pe seana cu nisoare și cu gerdan și cu soi, ștenuțe abie înfruntă și cu săniuțe multe, iubesc fulgii de zăpadă, oamenii de prin ogradă, copiii cu multe sene care cad și fac mătării. Hai, o ascult! Crăciunul ce acum vine ne-a găsit cu masa plină, ca să ne îngrijite pentru astfel pregătită. Am pus pâine vin pe masă, că astăzi din casă în casă, iarăși din colindători, că așa e de sărbători. Din văzut, cu plita iarnă, ce nenuri de zăpadă, nici troie din călătoare, adunate în cea grămadă, fugi zbor, puteți în aer, ca un roi de putură, răspândind fior de gheață pe țări umedări. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața intre iară, cu o zare argintie se îmbracă mândra țară. Soarele rotund și pare, se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Bravo! Aplauzați! Dar după ce omul să-mi spună, cine au în dorul poliției credeam că nu știi că cânt. Bravo! Bravo! Îl aștept Moș Crăciun chiar în seara de ajun și voi spune poezie ca să-mi dai o jucărie și ce-o recit mai frumos ca să fii tu bucuros. Frumos!
sprave el calzon bucurat ca să vedem ce bucurat. Dom, dom, sănătăm, am plecat să colindăm, dom, dom, sănătăm, când boierii nu s-a casă, dom, dom, sănătăm, când boierii nu s-a casă, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm, am plecat la vânătoare, dom, dom, sănătăm, să vâneze căprioare, dom, dom, sănătăm, să vâneze căprioare, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm, căprioare n-a vânat, dom, dom, sănătăm, și-a vânat un iepuraș, dom, dom, sănătăm, și-a vânat un iepuraș, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm, dom, dom, sănătăm. Bravo, a văzut că ai voce, bravo, uite, eu îți dau un pic cadou pentru asta, la voce, pentru asta, la voce. Primul punct de neauă tău mi s-a pus pe obrază. Bună ziua, mi-a soptit și pe urmă s-a topit. S-a topit, gata! Da. Ai totul! S-a topit, bravo! Iarna pe orice, de ceea ce costum. A început de ieri să cadă, tot eu fug acum asta, norii s-au mai răzbunat, spre apuză s-au grămadă peste sat. Cel mulțime stele cântă în cor, s-a născut al nostru Mântuitor. Bucurie este bună pe pământ, hosanale cântă cerul de sălătân. Mătă Sfântă, cu vară, pacea de sus, au venit și darul Sfântă-l adus și Hristos, cu inimii s-a închinat, Iisus Hristos să fie lăudat. De mult profeții au vorbit despre el, toți spuneau că va veni ca un miel. Bucurie celor ce l-au așteptat, mielul este al cerului mare împărat. Noapte sfântă, covoară pacea de sus, au venit magi și darul Sfânt-au adus și păstori, uimii s-au închinat, Iisus Hristos să fie lăudat. Cu aur de credință noi am venit, pe Iisus în inimă l-am primit. Nu vom merge niciodată fără El, Prințul nostru minunat e Emanuel. Noapte sfântă, covoară pacea de sus, au venit magi și darul Sfânt-au adus și păstorii unii s-au închinat, Iisus Hristos să fie lăudat, Iisus Hristos să fie lăudat, El să fie lăudat. Mulțumim, mulțumim frumos! Căci viața ne întinde asemeni oglindelor și tremură brazii și când rămâdelele, căci noaptea de azi când scânteie stelele, se bucur copiii, copiii și fetele, de dragul Mariei își piaptă năpletele, de dragul Mariei și al Mântuitorului, duce și de pe cer ostea călătorului. Știi cumva cine a scris versurile astea? Mihai Eminescu. Bravo, bravo, dragul, bravo! Moș Crăciun vine la toți, de Aurora Georgescu. Bunicuțo, toți îmi spun că în seara de ajun, an de an doar la copii, moșul aduce jucării. Dar eu văd că sunt brăduți, de la bebe la tăicuți, toți din casa unda. Ce să cred eu așa? Noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul ninse lună, trei magi călări cu suflet bun, aleargă împreună. Leruile, 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 cum se numesc, ce doruri îi frământă spre el.
și cerurile cântă. Lerui, 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 Domn din cer. Și cântă inimile lor, aprinsă-i bucuria, că s-a născut Mântuitor, a s-a născut Mesia. Lerui, 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 Domn din cer. Venim și noi să lăudăm pe Domnul cu iubire, și noi cu toți ne bucurăm de mare mântuire. Lerui, 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 Domn din cer. Mărturisindu-i vina grea, la el aflăm iertare și vom vedea o nouă stea pe cer cum ne răsare. Lerui, 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 Domn din cer. Slavă să aibă nesfârșită Dumnezeirea trăită, unimea nedespărțită. Tată la toți viitorul și Fiul izbăvitorul și Duhul mântuietorul. Unul fiind între-i fețe, s-a pogorât să ne învețe, să ne arate cu blândețe, să pricepem, să înțelegem, să cunoaștem, să alegem, la iad în munci să nu mergem. Că în cer sunt multe case, împodobite frumoase, tot cu raze luminoase, unde dreptii se adună cu toți sfinții împreună și își fac toți voie bună. Și cântând cu glăsuire, dănțuiesc într-o unire, dând lui Dumnezeu mărire. Oaspeți cu azur în gene și zăpadă pe opinci, se inviră la fereastră cu colinde și pilinci. Cântec legănat și fraged în floriri de ghiocei, umbre mari țineau isonul albăstrin pe după ei. Se părea că-n zvon de aripi și miros de tămâie, în colindă mi se îngână pui de om cu pui de cer. Și cântară și urară și plecară ca un dor, străluceau un cur de îngeri sipind pe urma lor. Și era o pace albă ca din soarea și era o spirală ce din stele până-n inim tremura. Pașile pădară grija, astăzi lupiții n-ajut, porumbeii nu visează, vânt de uliu căcăun. Și zăvoșii și dulării să mai lărmuie se tem, voi rumegă cu votul, iestea de la Betleem. Vămite numai ureche ca să auzi bătrân pământ, sus să neagă-n prins de stele. Când curește pruncul
sfânt. Să trăiască întru mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească întru mulți ani să trăiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească întru mulți ani să trăiți, la cine cin să mai trăiască întru mulți ani fericiți, toată lumea să trăiască întru mulți ani să trăiți, mulți ani să trăiască, mulți ani fericiți, Domnul să vă păzească întru mulți ani să trăiți. Deschide ușa creștine, să venim prin ora tine, la mulți ani, mulți ani cu bine, și la vița inima fost, și la vița inima fost, unde s-a născut Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-am văzut și viața mamă, și-am văzut și viața mamă, pe care Maria o cheamă, la mulți ani, mulți ani cu bine. Cum l-a sus și umbla jos, cum l-a sus și umbla jos, ca să nască Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și-acolo pe până-n jos, și-acolo pe până-n jos, s-a născut Domnul Hristos, la mulți ani, mulți ani cu bine. Îngerii cu flori în mână, îngerii cu flori în mână, îndepteți mână cu lună, la mulți ani, mulți ani cu bine. Și de-acum până în vecie, și de-acum până în vecie, mila Domnului să fie, la mulți ani, mulți ani cu bine. Yeah.
Oh,
Odeos na fos.
tunelul, dar de acum s-a faci leroile tot din os de o ciută, de o ciută mioarul, leroile la gogân bion, să vă scape de păr.
născut. Noi la anul iar venim, sara de Crăciun. Să credeți că vă iubim, Hristos a născut. Noi la anul iar venim, sara de Crăciun. Aho, aho, români frugari, copiți și cuițari. Aho, aho, frugari români, cu bordițe și tărțâni. Dați-vă lângă perziere și ascultați vorbele mele. Dați-vă lângă fereastră și ascultați urarea noastră. Că noi am pus la fruct plăvanii și am pornit-o cam toți anii să ne urăm gospodarii. Că mergând din casă în casă, am ajuns până la fereastră, chiar la casa dumneavoastră. Zurgălăi și drăgănei cum îi datină la noi, să se audă în deal și în băi când strigați odată, hăi! Și voi am plecat cete, plăcăi, tot cu plumbul să arăm, peste tot să colindăm. De la case, prin cătune, clopoței să răsune, să sunăm din corn de zor, să bucnim din dici ușor, să dăm avânt boilor. La urechii clopoței, ca să nu înghețați plăcăi, mai strigați odată, hăi! Luați pluvul de pe efe, puneți toți genunchii jos, faceți cruce într-un Hristos, după legea creștinească, lăsați boii să pornească. Puneți pluvul ca să are și să tragă brază mare, să le fie la toți drag și la ce are pe pârlat. Zurgălării și prebenei, ia mai îndemnați plăcăi și strigați cu toții, hăi! Hristos, să avem cu toți folos de viață, de libertate și de bucurie în toate. Domnul binecuvântează casa care se urează. Ia mai îndemnați plăcăi și strigați cu toții, hăi! Floricică de noroc, busuiocul fetelor, maghiaran nevestelor, liniște bătrânilor, fulte aur junilor. Ce bine am nimerit la casă de om cinstit, tot cu feți și fete mari, ca cu părinții gospodari, cu flăcăi de însurat și fete de măritat. Cum e și la noi în sat? La urechii clopoței și în ceaun de tocmăcei și o salată de ardei mânați, mă! Casa care se urează,
plugul lista de la noi, plugul tras din greu de voi. Dar pe cer se strălucește, osea mare se vestește, anul nou care sosește, a noastră fie de acum, la nevoi și la greu drum. Păi, Doamne, să lucească pentru țara românească, să surând din jucalei mai strigați odată, hăi! Să trăiești, în casă să ne primești, cu ceva să ne omenești, că am plecat de la Crăciun și ne-au prins gelul pe drum, iar de-a ști am eu spăta, până la Bobotează o-n sta, brebenei și zurgălăi, ca să nu înghețăm plăcăi, mai strigați cu toții, hăi! Vă spune ceva frumos, decolați să faceți rost, că-i prindeam printr-o spărtură, vine miros de friptură. Aduceți și pânărele, să cinstim cu toți ele, să fie colac frumos, rugarilor de păros, să fie lume pe masă și să lumineze în casă. La ureche pești un creț, murături și castraveți, încă o dată, măi băieți! La mulți ani cu sănătate și sunând din zurcălăi, opri strogul măi plecăi! Sa-ho, aho!